Doamnelor, domnilor, este ora 16, urmăriți decisiv la Antena 3 CNN. Transportatorii și fermierii blochează țara, nemulțumiți de nivelul accizelor la motorină, scumpirile polițelor RCA și taxele de drum. Aceștia au scos tirurile și camioanele pe șosele și se îndreaptă în coloană din mai multe orașe către capitală pentru a protesta în fața guvernului și a parlamentului. Pe centura capitalei este haos, motiv pentru care polițiștii rutieri intervin în tentativa de a debloca traficul. De altfel, mai mulți protestatari au fost duși la secție și acuză că se aleg cu dosare penale. Vedem imaginile zilei. De la an la an s-a adăugat cel puțin 1000-2000 de lei pe asigurare, inclusiv la camioane, la mașini mici, la tot. La tot. Deci nu se mai poate așa. Prețurile scad, motorina crește. Unde mergem? Dacă guvernanții nu vor răspunde cerințelor dumneavoastră, există posibilitatea de a merge la București? Probabil că va fi și această posibilitate. Nu trebuie să blocăm București, ajunge dacă blocăm vămile. Dacă am blocat vămile, blocăm tot. Ăsta e următorul pas? Păi cred că da. Este un protest spontan, este un marș a disperării. E un protest pașnic. Nu se ceartă nimeni cu nimeni, ai vii și închid parcarea, dar de ce e închis, frate? Asta știți ce -i? Asta e o întărâtare la mânie, că ei așteaptă un pic de conflict acum. Ia să stăm toți aici să vedem dacă dă peste noi. Nu e plină parcarea, nu este plină. În primul rând, majoritatea transportatorilor se plâng de tarifele excesive ale polițelor RCA, care sunt mult mai mari decât media din Europa. Nu mai supraviețuim ca societate. Asigurările sunt foarte mari, impozitul care va trece de la 1% la 3%. Asigurările au crescut foarte mult, acum peste 30%, 40% față de normal. Motorina, tot ce înseamnă costuri, taxe mai mari, impozite mai mari și începe să ne fie imposibil să mai funcționăm. Vom fi nevoie să închidem, să vindem camioanele și să vedem de unde nu mai colecta dânși și taxe pentru pensiile nesimțite care și le plătesc. Cum vor face și alte colegii din alte județe. Vom merge în colonați către capitală. Am 42 de ani și credeți-mă că nu vreau să mă gândesc să plec din țara asta și vreau să muncim și să trăim într-un stat sănătos și într-un stat corect. Se merge cu un euro pe kilometru și eu plătesc RCA-ul 3000 de euro. Camionul meu capul tractor n-ajunge la 20.000 de euro. Înțelegi? Cred că are 17.000, nici nu-l vând astăzi cu 17.000. La această oră, capitala este încercuită de tiruri și camioane și mergem la corespondentul nostru, Ana Ciuvică, cea care ne spune ce se întâmplă acolo la această oră. Te ascultăm, Ana. Bună ziua, bun găsit tuturor! Încă de la ora 10 din această dimineață, transportatorii au decis să blocheze centura capitalei. Vorbim despre zeci, dacă nu chiar sute de tiruri și de camioane care merg cu o viteză de undeva la 5 km pe oră pe centura capitalei. Bineînțeles, nu sunt suficiente pentru a bloca întreaga centură. Există porțiuni. În acest moment, noi suntem la Jilava și față de ce am văzut în restul zilei, putem spune că se circulă, dar vreau să vă spun că am stat până acum în coadă în zona Bragadiru aproximativ o oră. Am văzut că și mai în față către Pantelimon este de asemenea coadă și vor continua aceste forme de protest până când, spun transportatorii, vor primi ceea ce își doresc, adică micșorarea taxelor și micșorarea prețurilor în general, pentru că se plâng aceștia că vorbim despre taxe, impozite atât de mari, încât practic nu se mai rentează munca lor. Urmează să vedem dacă va continua acest protest și în zilele următoare, pentru că am vorbit cu ei, am auzit și mai devreme, sunt foarte hotărâți să continue până când ceva se va schimba. Toate formele asociative din România nu au venit cu revendicări la Ministerul Agriculturii. De aceea am luat decizia să discut telefonic cu formele asociative până vine să ne trimită revendicările pe care le solicită pe partea de agricultură, nu vorbim aici de transportatori, și anul 2023 Ministerul Agriculturii și Guvernul României a suportat 50% din consumul de motorină, a fost subvenționat consumul de motorină. În anul 2024, 20% reprezentând acciza este suportată de către Ministerul Agriculturii și Guvernul României. Formele asociative din agricultură
nu își asumă acest protest spontan.